Iată că am alergat până în partea a treia acestui maraton de bun gust și femei frumoase și povești interesante de viață și am ajuns aproape de final. Mai avem jumătate de oră în care Tibi și cu mine, atât am povestit și atât am minunat de femei faine ce avem noi aici, încă nu mi-am adus ziarele. Nu-i nimic. Zici? Găsim noi ceva. Găsim. No, dar pe bune că nu mi-am adus ziarele. Care sunteți în zonă și n-aveți ce face, aduceți-mi niște ziare, că am niște subiecte faine. Dar până atunci vă spun că jumătate dintre companiile de stat, ale căror bugete pe acest an au fost avizate de guvern, au cheltuit deja peste 1,2 milioane de euro cu sponsorizări, cu reclame și cu achiziții de cafea, sucuri și diplome oferite la întâlniri de protocol. Și suntem de-abia în luna mai. Și se vor consuma încă de 4 ori mai mult până la sfârșitul anului. Pradă curată, companii de stat. Scumpă cafea. Scumpă cafea la stat. Pradă. Oricum, dragilor, putea fi mult mai rău. Serios. Puteau, de exemplu, să dea banii pe o statuie cum e cea lui Traian de pe treptele Muzeului Național de Istorie din București. Oameni buni, 200 de mii de lei a costat, Bogdan. 200 de mii de roni este această arătare. Hidoșenie. Urâtă, urâtă. Am să vă rog pe cei din regie să ne o țineți aici mult și bine până Tibi și cu mine om povesti doar ce ne vine. Și anume, acesta este Traian. Da. Care... Și este dezbrăcat, cred eu, pentru că statuia a fost dezvelită în perioada în care s-a serbat ziua piesei libere și el se plimbă cu piesa liberă tocmai din acest motiv și are în brațe o lupoaică, se pare, care are un număr impar de țâțe. Mi da, se pare mie da. Are 3. Plus că îi levitează în brațe. Mă, da, dacă era un pic mai jos, ai fi putut să zici că o ține pe bucurie, știi? Mă, dar stați un pic, că nu am treabă. Deci noi credem. Nu știm noi, Bogdan. Zici? Fii atent ce spun. Fii atent ce față, parcă e Băsescu după careva dintre întâlnirile sale târzii. Ce spun cunoscătorii, rectorii și prorectorii și profesorii. Ah, deci somități când vine vorba de bun gust. O abordare modernă a unui personaj antic. Este o lucrare cu referințe către latinitatea poporului român. Nu e latinitatea, e latrinitatea. Pentru că e urât, te dezvine să faci pe tine când o vezi. Dar stați un pic, că le-a rămas material și nu știu unde să-l pună. Eu și în consecință... Eu Maidanescu e șarfă, pentru că nu seamănă deloc cu steagul dagic care are, suna care... când mergeau ei în război și care arăta cumva. Ce cu... Au îmbinat atât de haotic niște elemente. Da. Da. Bine, bun, are pulpe cetățeanul, nu se pune problema, are pulpe, are gambe. Pe cuvântul meu, a cui e hidoșenia asta de creație? Cum îl cheamă pe cetățean? Vasile Gorduz. Domnul Vasile Gorduz, pentru Dumnezeu din cer... Opiniile sunt împărțite, Bogdan, o spun din nou. Unii spun că este o operă interesantă, un monument important, o luare de atitudine. Atitudinea noastră este că... Tibi... Oameni, nu suntem noi critici. Oamenilor, noi, nu trebuie să fii critici. În ziua de astăzi să fii om. Mi-aduc aminte în facultate când am discutat la un curs cu decanul facultății, cu domnul Liviu Malița, am discutat foarte aprins pe problema esteticii. Estetica, arta frumosului. Cine definește ce e frumos și ce e urât? Ce există lege care ne va obliga pe viitor să ni se impune ceea ce e frumos și ceea ce nu e frumos? Pentru că frumusețea e o chestiune care ține de gustul fiecăruia. E în ochii privitorului. E în ochii privitorului. Sau în ochii băutorului de bere. Depinde. Revenind la această hidoșenie, e punctul nostru de vedere. Clar. Bă, ce e asta, mă, frate? E coada dragonului. Din de unde iese? Dar de unde? Din branhii? Păi au combinat lupoaica care reprezintă latinitatea cu capul... dacic, care reprezintă moștenirea românească. A, stai un pic, îi se continuă cu coada? Are două cozi. Are două cozi. Bă, câinele ăsta a înghițit ceva, mă. O mâncat șarpe. Îmbracă-l, domnule, pe Traian, n-am nimica cu nudurile, îmi plac. Are uite-te o barbă la... ciudată, câinele acesta. Asta e barbă? Sau nu e capul lui? Poate capul e rotativ.
Uite-te la expresia, uite-te la gura lui Traian. Nu-i asta nu e nici, asta nu e mulțumit. Nu-i place să fie văzut în ce? Public de toată lumea, în condiția în care se află. Deci dacă statuia asta este pe scările muzeului de... Da. Nu ne deranjează nuditatea, pentru că am văzut statui nud frumoase. Există un parc în Oslo, are vreo 130 și ceva de statui, toate sunt nuduri și toate sunt frumoase. Nu, nudul, este un parc nudul artistic, celebru în lume. Nudul, cu nudul nu dai greș. Că e nud erotic, că e nud artistic, că e nud, orice fel de nud nu dai greș. Că nudul e nud. De unde și numele? Nu dai greș. Nu dai greș. Nudul nu dai greș. Nudul nu dai greș. În orice caz, chestia asta mi se pare o inepție, ceva n-ai văzut. Da, da, este un monument al maidanezilor. Un monument al maidanezilor, cum ține pumnul strâns aici, exact în zona asta, este o chestie fără logică. Asta e o... Levitează, e, că nu există nu e nici cum. Stai, nu e, nu e. Râd de lume, deci... râd străinii, spun că de ce e el dezbrăcat și câinele are șarfă. Pentru că pare că se fluture șarfa în vânt, ca la aviatori. apropo de aviatori, mâine clujeni... Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca organizează mâine dimineață, toată foarte ziua. Foarte dimineață, pentru noi e foarte dimineață. Pentru noi, da, până pentru oamenii noi e gata. Cam așa. Hai să facem mâine un efort. Ok. Bun. Pentru cei care nu vreți să mergeți să vedeți vuietul avioanelor și a tuturor aparatelor de luptă pe care le veți vedea zburând pe cer, colegii de la Transilvania Live vor transmite acest eveniment extraordinar în direct. Vor fi materiale, vor fi filmări extraordinare, dar pentru cei care, pentru care parada aviatică mai înseamnă ceva, vor zbura și șoimii, luați-vă mâine familia, luați-vă copiii, parcarea care de altfel este exorbitantă la aeroportul din Cluj-Napoca, unde și dacă intri să întorci mașina, tot te usucă de costuri. Mâine, mare minune, cu împlinirea 80 de ani de aviație în România și la Cluj. Va fi liberă. Va fi liberă. Intrarea va fi mâine liberă. Luați-vă gagicele, luați-vă copiii, mergeți în, mâine. În limita locurilor disponibile. Gagicele sau? Amândouă. A, da. Și mergeți mâine la aeroport, mergeți în Someșeni să vedeți un spectacol aviatic extraordinar. Asta apropo de... De fapt și gagicele sunt ca și locurile de parcare, nu? Cele bune sunt luate și cele... Celelalte sunt pentru handicapați. Numai că în cazul nostru handicapații sunt întotdeauna gherțoii burtoși, fără carismă, dar care au făcut suficient de mulți bani încât fetele să fie extrem de îndrăgostite. Domnule, da? Câte fete care s-au îndrăgostit peste noapte de bani am văzut, ceva teribil. Peste unde noapte? Cristina? Unde e Cristina? Așa. Să discutăm subiectul ăsta. Ha? Să vedem de ce băieții tineri, drăguți, frumoși, studenții modești, isteți, cu cărare pe stânga sau pe ce parte e? Da, de ce ei niciodată sau foarte rar prin la o bunăciune. Am încercat să găsesc un termen politicos, dar n-am prea găsit, la o bunăciune. Și de ce tot timpul bunăciunile sar tot în brațele celor cu bani? Punct. Pentru că n-am văzut bunăciune lângă urât sărac. Ever. Niciodată n-am văzut una care să zică îl iubesc pentru ceea ce are în sufletul lui, în inima lui, în mintea lui. Niciuna. Poate o găsim noi după pauză când ne întoarcem cu... Facem mai pauză? Departe. Facem pauză, ne luăm ziare și ne jucăm un pic. Okay. Pauză, revenim la Servus Talk. Imediat. Mintonaș!